Nu știi. Mergem la aeroport. Da. Am luat un taxi mai mare. Întârziere destul de mare. De 45 de minute. Da. Ne-au controlat pașaportul. Ne-au cerut și biletul pentru următorul zbor. Am pierdut o oră și ceva pe aici. Da. Așteptăm după bagaj. După bagaj. Ia fiți atenți câtă, ce coadă este pentru a trece de securitate. Deci, repet încă o dată, 2 ore la bagaj, 20 de minute, 15-20 de minute cu autocarul și acum trebuie să stăm la coada aceasta ca să trecem de securitate. Hai cu neața și cu toate alea! Ce să mai? Gata, ne-am supărat pe Columbia, plecăm acasă. Nu ne-am supărat, dar gata. Timpul nostru s-a sfârșit aici în Columbia și plecăm către România. Alina, cum e Alina? După 4 luni și ceva? 4 luni jumătate au fost. Da? Da. Imediat. A venit și doamna de aici ca să ne... să predăm apartamentul. Hola! Hai să scoatem bagajele și să predăm totul. Și revenim. Am terminat, gata, de predat camera și suntem afară. Așteptăm taxiul. Așa cum vă spuneam, gata, am terminat cu Columbia și rămăsesem la Alina. Cum a fost Alina? 4 luni și ceva de Columbia? Tot, ca să zic așa, todo bien? Da, todo bien. Fue maravilloso. Una cosa que a... Adică no, cumva frumos. Îți pare rău că plecăm, dar îți pare bine că plecăm. Da, nu, că ei tot spun lui Cezar, pe când am aflat că a cumpărat biletele, ei tot spun așa. Am momente și zile în care simt nevoia să stau singură, să mă gândesc de emoție, pentru că ajung acasă și era lucru care, pe care eu l-așteptam de multă vreme, dar asta e fericirea. Dar există și o tristețe, pentru că plecăm din Columbia și eu m-am simțit puțin cam ca acasă aici. Nu chiar ca acasă, dar m-am simțit bine, m-am simțit primită. Bine, Alina nu știe că îi dau așa, 2-3 luni, maxim 2-3 luni, după care ghiozanele în spate și mâine în aer. Cine știe unde mă mai duce. Da, și îmi pare rău că mai am cu cine să mai vorbesc cu mine. Cu cine vorbesc cu spaniola? Vorbesc cu Cezar? Da, claro. Nu e așa, am învățat spaniola. Claro, se puede pagar con tarjeta de crédito? Sí, señor, sí. Claro, listo. Listo? Nu știu ce am zis. Ai zis bine, da. Mergem la aeroport. Da. Am luat un taxi mai mare. Pentru că de obicei vin din astea. A, da, vin din astea micuțe. Majoritatea taxiurilor sunt din astea micuțe. Broscuțele alea. Și noi avem așa. Și nu ne încălzit, avem ghiozdanul ăsta mare. O spray-ul. Foarte tare ghiozdanul. Da. Și avem acest bagaj de... Asta mic și... Da, bagajul pe care l-am cumpărat de aici, din... la o săptămână de când am venit am cumpărat acel bagaj. Și ghiozdanele, tot o spray-uri. Da. Revenim din aeroporto. Suntem la aeroport. Am făcut check-in-ul, gata, am scăpat de el. Și am ieșit afară, la o pauză, să fumeze Alina. Și eu să beau o cafea. Bine, și Alina... La țigare merge și un cafe. Micuța. Nu de alta, da. Dar nu voi mai fuma vreo 24 de ore. Și compania Wingo nu ne-a iertat de un kilogram și ceva și ne-au taxat. Așa că n-am putut să lăsăm bagajul de cală fără să mai plătim. Prețul a fost foarte mic, a fost 13-14 lei. Mă rog, nu e vorba de preț aici, doar că pentru un kilogram nu ne-au iertat. Noi la alte companii de zbor am avut și peste 2 kilograme și n-a fost nicio problemă. Da? Depinde de companie, dar nu ne supără. Nu ne supără, doar am vrut să vă spunem și vouă că o companie de aici, aceasta Wingo, nu vă iartă dacă aveți puțin în plus. Asta ca să știți în cazul când o să veniți pe aici prin Columbia. Ce frumos arată aici lângă aeroport, avem o plajă. Dacă cumva aveam de stat mai mult de o oră, foarte bine puteam să stăm la plajă. Deci, aeroportul de aici, din Santa Marta, are plajă. Ia uitați. Puteți să faceți ultima plajă aici când veniți. E mai mare plajă, nu poate cealaltă. Unde? A, în e partea? Mai mare, mai larg. Da, e o plajă foarte mare. Avem prima... Mică problemă, avem o întârziere.
Da, ar trebui să decolăm la 5 și 5 și e 5 fără 3 minute. Da, se pare că... Adică cu cuvinte mai avem 8 minute la dispoziție, dar... Da, compania Wingo întâmpină probleme și uitați-vă și voi, e destul de multă lume care așteaptă și e destul de nasol pentru că pentru noi încă e ok, suntem în timp. Avem timpul de așteptare pentru următorul zbor, este de 3 ore și ceva. Deci încă e ok. De asta aveți grijă când zburați pe termen lung și trebuie să schimbați avioane, aveți grijă să găsiți cu termen de așteptare mai lung, pentru că se pot întâmpla astfel de probleme și riscați să pierdeți zborul. Dacă luați biletele de la o singură companie, e ok, nu e nicio problemă. Dacă luați cu mai multe companii, atunci riscați să n-ajungeți și să pierdeți bani, pentru că companiile nu o să vă dea bani înapoi, pentru că ați întârziat. Tocmai ce au schimbat ora de zbor. Nu mai e 17.05, e 17.50. Mamă, deci e întârziere destul de mare. De 45 de minute. Da. Am reușit să ne suim în primul avion. Deci întârzierea totală e de 50 de minute. Să vedem dacă mai avem și alte probleme. I'm a little bit naughty, I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Come a little bit closer, yeah, yeah. Come a little bit closer, yeah. You're a little bit crazy, it's been days but you never change. Am ajuns în Bogota. Și da, trebuie să mergem să luăm bagajele la foarte repede, după cum v-am spus, când am plecat, avionul a avut întârziere, până când am coborât, abia s-a mișcat avionul, până s-a pus la poartă, până am coborât, până a trecut deja timp și mai avem aproape 2 ore până plecăm și check-in-ul de aici o să fie puțin mai complicat, că trebuie să arătăm testele. Bănesc că controlurile sunt puțin mai riguroase acum pentru zborul internațional. Și trebuie să vedem acum de unde ne ridicăm bagajele ca să le punem înapoi pe celălalt zbor. S-a dus Alina să vadă unde trebuie să mergem după aia, în ce direcție, pentru că aeroportul din Bogota este destul de mare. Bagajele întârzie să apară și suntem deja contra timp, suntem foarte presați. E 7:30, la ora 9:30 trebuie să fim deja în avion. Acesta este primul și acum ghiozdanul meu, uite că l-au pus pe tavă frumos. Am reușit să trecem și de securitate în Bogota, a mers destul de repede, dar am fost întrebați cât am stat aici în Columbia, de ce am venit și i-au interesat acele extinderi de viză, deci fără extinderile alea era groasă. Plus că ni s-a cerut pentru Spania, ni s-au cerut acel formular online pe care trebuie să-l faceți chiar dacă tranzitați. În mod normal, pentru tranzit nu era nevoie, că nu rămâneam acolo, dar am zis să-l facem, să fie făcut și ne l-a cerut la îmbarcare, la check-in, da. Așa că a fost bine, luați-vă toate măsurile cum plecați acum în vreo țară. Fiecare țară are reguli diferite. Și mai bine să... Da, să fie. Noi nu degeaba avem după noi un dosar cu acte. Le-am luat, am scos și ce nu trebuie, am scos doar ca să fie totul ok. Ne-a cerut testul, s-au interesat, dacă s-au uitat pe el, dacă când l-am făcut. Na. Deci băieții chiar se uită, cel puțin aici în Columbia chiar se uită. Bun, suntem puțin așa contratimp, pentru că mai avem încă 50 de minute până începe îmbarcarea și trebuie să mai facem mici cumpărături. Trebuie să mai luăm niște suveniruri. Am fi vrut să mâncăm și ceva, dar nu știu dacă mai avem timp. Probabil că o să luăm un sandwich ceva și continuăm în avion, dacă ne vor da vreo masă, dar pe zborul ăsta ar trebui.
Și da, cam atât. Ne vedem în Madrid. Hai cu neața și cu toate alea. Din Spania, din Madrid. Am ajuns într-un final după o noapte în care nu prea am putut să dorm. Tu, Alina, ai dormit? Un pic. Un pic? Un pic, da. Cred că vreo două ore, mai mult de două ore n-am. Eu de data asta n-am reușit. Aceasta este aeronava cu care am venit. Hai că a venit autobuzul între timp. Mergem acum în aeroport, ne luăm bagajele și căutăm de unde ne îmbarcăm în celălalt zbor, către România. Doar că o să avem de așteptat aici cam vreo 5 ore o să avem escala aici. Da, poate găsim un lounge. Da. Că chiar simt nevoia să... Mi-ar plăcea un lounge cu duș. Cu duș? Da. Da, căutăm. Ne-au cerut să avem codurile astea QR la îndemână. Probabil că o să ne răceagă acolo sus. Asta e acel formular pe care ne-am pus să completăm. Da, l-am pentru completat. Spania. Pentru Spania trebuie să completăm online. Dacă nu-l completam, am văzut că ne dădeau pe avion o foaie de hârtie să scrie. Dar... nu mai este cazul. Să vedem acum care e procedura asta. E nebunie pe aici. Toată lumea urlă, țipă, luați-o pe acolo, luați-o pe partea alaltă. Da, da, uite că se merge destul de repede treaba. Da. Chiar dacă... oamenii și-o treaba, țipă, întreabă. Da, e un pic de haos așa. Încă n-au dat drumul la bandă. În 5 minute o să... dea domnul la bandă să ne luăm bagajele. Am fost controlați de toate alea, de coduri acelea, după aia ne-au controlat pașaportul. Ne-au cerut și biletul pentru următorul zbor. Da, să le arătăm biletul, doar că oricum ne trebuie să ieșim. E practic ca și când am intrat în Spania, ca și când am mers în Madrid. Pentru că trebuie să ieșim de tot afară și să mergem în alt terminal. Dacă știam și aveam voie, mai luam și câteva zile pe aici. Dar altă dată. Nu mai lasă, mergem acasă. Mergem acasă. Cezar nu vrea să meargă acasă. Eu de-abia aștept să plecăm în următoarea călătorie. Deci deja sunt cu gândul la plecare. Cât de curând. Următorul sezon. Dar știți cum e, că noi între sezoane avem pauză. Mao Grecie, Mao Românie, Mao aia. Și după aia plecăm în sezonul numărul 4. Stăm de o jumătate de oră și bagajele nu vin. Deja e lumea aici care nu mai are răbdare și întreabă pe oameni ăștia ce se întâmplă cu bagajele, dar nimeni nu știe nimic. Așteptăm. Acolo scrie clar că zboruri din Bogota, bagajele trebuie să vină aici, la această bandă. Ne-am uitat și la celelalte benzi, dar degeaba ne uităm, pentru că aici scrie clar, zborul Iberia 6586, aici își descarcă bagajele, doar că încă nimic. Încă un motiv pentru care trebuie să aveți timp între zboruri. Dacă aveți zborul la, nu știu să zic, chiar și o oră jumătate, din punctul meu de vedere, era 90% pierdut. Da, pentru că noi deja am pierdut o oră și ceva pe aici. Da. Așteptăm după bagaj. După bagaj. Și încă nu a ajuns. Dar că noi avem timp. Noi avem... De fapt, nici nu știm ce s-a întâmplat cu ele. Nici nu știm dacă a plecat din Bogota. Da, noi avem timp până la 7 seara. 8, nu, până pe la 8 seara, așa că da. Pentru noi e bine, dar da. Dacă aveam zbor mai repede era nasol. Mai avem 4 ore jumătate. Da. Uitați, toți oamenii aceia de acolo, toți oamenii de aici, inclusiv capitanul, stă și așteaptă. A venit și un domn de la Iberia și o doamnă. Ia să vedem ce se întâmplă. După mai bine de o oră,
O oră jumătate, da? Am primit bagajele. Păi, zic imediat, dacă... Ia vezi. Două ore. Aproape două la ore? Două fără... Două fără 10. Nu era chiar fără 10, dar să zicem două fără 10, noi am fost aici. Și... Nu, așa trebuiau să vină bagajele, la două fără 10. E 4 fără 8 minute. Da, aproape două ore am stat după bagaje, timp în care nimeni n-a spus nimic. Și... Încă o dată vă spun, luați-vă timp. Luați-vă timp între zboruri, pentru că nu știți ce se poate întâmpla. Și puteți să pierdeți zbor. Așa că, gata. Mergem în terminalul 1, pentru că acolo avem conexia către România. Și habar ne avem pe unde trebuie să o luăm. Așa că ne echipăm, adică eu mă echipez cu rucsacul. Și mergem în partea la altă. Acesta din față este autobuzul gratuit care ne va duce la terminalul 1. De fapt, acesta face legătura între toate terminalele. Hai pe aici. Opa, ești opa. După un sfert de oră de mers cu autobuzul, am ajuns și la terminalul 1. Iar acum o să căutăm pe cei de la Ryanair ca să lăsăm bagajele, să știm că am scăpat de ele și să ne întragem și în sufletul puțin, să mergem pe la băi, să bem și noi o apă, o chestie. Ia fiți atenți cât ce coadă este pentru a trece de securitate. Deci, repet încă o dată, două ore la bagaj, 20 de minute, 15-20 de minute cu autocarul, și acum trebuie să stăm la coada aceasta ca să trecem de securitate. Acum faceți și voi socoteala, dacă mai puteți să faceți socoteala, eu nu mai pot. Că nu, am pierdut șirul, nu mai știu să număr. Cu toate astea mai avem vreo 3 ore, jumătate, 4 ore până la zbor, deci e posibil să fie ok, e posibil. Alina, gata, zburăm spre casă. Am sfârșit, ultimul zbor. Către casă. Ultimul zbor. Uitați-vă și voi că sunt destui oameni. Toți sunt români de-ai noștri care se întorc acasă. Și da, s-au pus la coadă încă de acum o oră. Nu știu de ce. Probabil se prinde locuri în față și la geam. Păi așa e, de ce trebuie să te pui la coadă de acum? Da, ne vedem pe Otopeni sau acasă, nu știu, vedem. Hai cu bună seara și cu toate alea. Suntem în Otopeni, vă este cunoscut? În sfârșit, acasă, după 4 luni și 2 săptămâni. 4 luni și mai. Așa, să vine taxiul. Am luat aici... De la Speed Taxi, știi că vine în 8 minute, îl așteptăm. E prima dată când facem comandă la taxi. Da, am vrut să testăm și noi, am văzut aparate mai multe acolo. Sunt niște aparate acolo. Zici că acolo am văzut pentru prima dată și am zis hai să vedem. Dar nu știam dacă au voie să oprească Uber-ul aici sau nu și nu știam dacă o să trebuie să mergem noi în parcarea de vizare. Da, nu mai știam cu restricțiile ce se întâmplă, da. Așa că să ajungem mai repede acasă, am mers la sigur. Da, cu taxi de aici, de la aparat. Din stradă, nu. A venit băiatul. Bă, ce fuge Alina, bă, la mașină, bă, n-ai văzut de când ești. Să ajungă ea acasă, prima. Să ajungi tu prima acasă, Alina. Da. Am ajuns acasă, Alina. Am ajuns acasă. Ia uite și prințesa ce ne așteaptă mașina. Gata, are totul făcut. Adică, ITP-ul ăla. Hai, ia uite ușor așa și colindă dacă e cineva trăz. Dar stai și că e liniște, cumva o să iasă cu ceva și ne toarnă în cap ceva, ne face surpriză. Bravo mă, boboni, bravo, bravo, boboni. Te bucur, nu mai ne cunoște. Oh, oh.
Boboane. Mai mă vii, gata. Cu minte. Hai cu neața și cu toate alea. Numai că numai neață e aproape seara și mai am puțin și vă spun hai cu noapte bună și cu toate alea. Ieri am aterizat direct în pat. Nu prea n-am mai stat, n-am mai glumit, n-am mai râs. Am sfărăit, asta vă pot spune garantat. Și Alina sfărăit, vedeți că Alina sfărăie. Că Alina, că nu știu ce sfărăie, Alina de... Auzi și vecini. Și acum am ieșit în grădina casei mele. Sunt copaci și familia. Și avem o chestie, o surpriză pentru, nu o să-i zic bunicul nostru, o să-i zic fratele nostru, Nena Costică. Că dacă îi zic bunic și mă aud, o să simte bătrân. Și nu. El e bătrân, oricum. Da, dar e fratele nostru. Și vine, aici el nu știe că am venit acasă, și îi facem o surpriză. Dânsul ține foarte, foarte mult la noi și abia aștepta. Tot îi spunea, venea și întreba de noi. Acum, când vin copii, nu mai vin copii. Și acum, surpriză! Hello! Și pregătim românește. Ce avem aici? Ei, am să pregătesc un antricot de vită. Maturat. Țineți-vă bine. Ca să-i demonstrez fiului meu că nu ce am mâncat în Columbia este cea mai bună vită, ci ce o să mănânc aici. Da. Și bine să zic, niște mici tradiționali care bănuiesc că le-a fost foarte dor de acasă. Mici împachetați în vită. Mici împachetați în vită, da. Alina, ești pregătită să intri sub masă? Da, mama e la poartă și... Ea se bagă sub masă aici, așa ca să-i facă să surpriză. Da, Neacostică este un gospodar extraordinar. Acum 20-30 de ani avea o cireadă de vite, cred că vreo 50 de vite, 60 de porci, tot felul de chestii de astea. Hrănea tot cartierul aici. Și acum au venit băieții de la oraș, s-au instalat, au făcut case aici și a spus să miroase a bălega, miroase a așa și vor să îl distrugă pe Neacostică. Dar la Neacostică găsești ouă, găsești carne, găsești porcul de Crăciun, găsești tot ce vrei tu, așa, și este un om extraordinar de gospodar. Da, ideea e că vedeți că aici tot au început să construiască case și în față și aici, iar Neacostică a început să-i deranjeze, dar nu înțeleg de ce, pentru că vă dați seama că la o aruncătură de băți te poți duce să-ți iei proaspete, carne, lapte, brânză, sfeclă roșie, banane, toate alea. Și pe oamenii ăștia îi deranjează. Vă dați seama cât să fii de... Da, da, așa? Dar când te muți la țară, miroase a țară. Da, corect. Vrei să-ți miroase a țară, nu? Se miroase pășune, se miroase... Uite că noi vara ne trezim și miroase a fermă și e plăcut. Da, e plăcut. Eu nu știu. Iar oamenii ăștia au făcut reclamație că miroase, că nu știu ce, și au venit controle, au venit și ușor-ușor... Care e business aici de 60. Din, nu știu, din multe animale a trebuit să renunțe la ele ca să fie în limita legală, să zic așa. Dar e trist că se întâmplă așa ceva și oamenii preferă să se ducă din magazin să cumpere brânza aia de plastic și laptele ăla așa, decât să cumpere bine, ceva proaspăt de la Neacostică. Vine Neacostică! Să vedem ce facem, Neacostică! Bă! Vine Neacostică, bă! Să nu-l latri, că tu-l latri! Ia vedeți că vine! Mă uit pe acolo și mă uit și pe aici, să nu vină până casă. Dar cred că vine pe afară să nu ruinăm surpriza. Mă, cred că nu vine. Aha, gata, vine. De ce? Ia. Ia uitați-l. Alina e sumasă. Ce
Am venit aici, este seara ta, am atâta surprize. Este! Ce v-am luat? Bine! Mi-a dat drag de ochii tăi. Surprize, surprize! Ai adus o mai Andreea Marin, vezi că e acolo, a făcut, ea organizat. Ai adus o mai bună. Auzi ceva copii? Care copii? Care copii? Uite acolo, uite! Cedru, uite! Ne-a consit că ne aștepta cu copii cu tot. Cu copii cu tot? Mi-a făcut o surpriză. Cum e cu, cum e cu muzica? Surpriza? Merge muzica? Merge, merge, vine. Bem ceva așa? Mi-a zis domnul Dominescu, uite așa și așa. E bine. Nu i-a spus nevastă. E cel mai gospodar om de aici din cartier. Și poate din Bregadiu. Numărul 1. Ce să fac? Ce te aduc neapărat? Ați văzut? Surpriza! E frumos, e frumos când vii după atâta timp acasă și ai oameni care țin la tine să le faci astfel de surprize, sunt niște momente super, super mișto. Și acum stăm și noi la una alta, la o grătar, la o... Lucrurile încep să meargă în țara asta. Se face treabă foarte, foarte bună. Abia așteptăm să o devorăm. Aude ce... Ce merge mâna lui maestru? Asta este o carne de vită specială, nu e așa. Adică ce vedeți voi aici, nu o găsiți voi așa, vă uceți voi și... Să nu mă întrebați că de unde arată Cezare, că să-mi iau și... Nu, e boss, nu e. Asta e... E cu dechis aici. E pentru profesioniști. Aude. Toată lumea se mișcă. Ce? A, am crezut că te-am văzut cu cuțitul, m-am speriat, am zis gata. S-a terminat cu Caesar Show. Măi! Alina completează foile pentru vaccinare. Alina, te vaccinezi? Nu ți-e frică? Că îți bagă chipuri? Îți bagă 5G-uri? Gata, ne vaccinăm pentru că ăsta a fost și motivul pentru care am venit iute-iute în țară. Și să putem pleca în următorul sezon mult mai liberi. Ia zi, Alina, care-i treaba? Cum a fost? N-am simțit nimic. A fost... Țânțarii din Columbia nu erau mai puternici? Oh, da. Așa e, nu, care dreptate, are mare dreptate în ce zice. Da, nu mă lăsase inițial să filmez, dar am filmat și am pus cu telefon, a zis că nu îi lasă, că le-am arătat eu. A fost bine. Ce stăm, acum stăm 15 minute? Așteptăm 15 minute ca să dea și o foaie la final. Acum stăm pentru, vezi, doamne, reacții. Reacții și certificatul, primul certificat. În 21 de zile. Ok. Bă, tu te-ai vaccinat? Ia. Este, mă. Bravo, mami, bravo, iubită. Bravo. Cam asta a fost sezonul numărul 3. Gata cu America de Sud. Ne-am și vaccinat. Și a fost așa, cadou. Ia, vină cu aici. Avem dovadă, fii atent. Te-ai că nu știu cum s-a rândovadă. Păi, că se vede mai devreme că am filmat. Da. Ne-am vaccinat și suntem gata pentru sezonul numărul 4, dar nu înainte de a face o pauză pe aici, pe acasă. Și o să ne plimbăm puțin prin România, asta așa între sezoane. Nu vă lăsăm noi așa, adică nu se pune problema. Așa, posibil să facem și o tură prin Grecia. După care plecăm înapoi, nu de unde am venit, dar pe alt continent. Și da, ăsta a fost, o să încerc să bag sigla aia, știți cum e, la filme, cu leul ăla care face așa. Și până în următorul vlog de aici din România, vă spunem toate cele bune.
Multă sănătate, să aveți grijă de voi. Și mulțumim că ați stat cu noi în sezonul 3 și ați venit și mulți alți noi. Adică vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Și mulțumim și celor care ne-au ajutat. Da, da. Prietenilor noștri. Și ce să zic, vă așteptăm pe următorul vlog, care va fi de aici, din România. Și nu uitați să dați subscribe canalul nostru, un like și un share pe Facebook. Și dați-ne follow pe Instagram și pe TikTok, vă așteptăm și acolo. E mai mare ca tine? Ia zi cu cedul. Da. Ia. Hai la mână, hai. Ia uite bă, e mai mare cât ai animalul. Pa, pa.